Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Am astăzi două noutăți, una bună și una foarte bună. Noutatea bună este că m-am vaccinat și eu, ca tot românul, acolo unde se cuvine, pentru că în condițiile de faliment al sistemului medical și guvernamental al Republicii Moldova, n-am mai așteptat să-mi vină și mie rândul. M-am înregistrat și m-am vaccinat la Iași, acolo unde am domiciliu ca cetățean român. Și vreau să vă spun că dincolo de vaccin, sunt impresionat de capacitățile de organizare a statului român, felul cum a organizat campania de vaccinare, cum s-a întâmplat toate astea, remarcabil absolut această detentă a statului român. Și invit toți cetățenii Republicii Moldova care încă nu și-au făcut vaccinul și sunt cetățeni ai României să îndrăznească să se înregistreze pe platformele online și să meargă să se vaccineze, pentru că după cum decurg lucrurile în Republica Moldova, se pare că ne așteaptă timpuri grele. Noutatea și mai bună este faptul că, așa cum am promis în ședința din 22 martie 2021, atunci când am cerut în mod expres ca Partidul Șor să fie scos în afara legii, astăzi am venit să vă prezint sesizarea pe care am pregătit-o pentru Curtea Constituțională și țin să vă mărturisesc că ne-a luat ceva timp împreună cu juriștii partidului, pentru că este o premieră pentru Republica Moldova de după 1991. Așa cum știți, a existat la 23 august 1991 o decizie a Prezidiumului Parlamentului Republicii Moldova prin care a fost scos în afara legii Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. La acel moment, Prezidiul Parlamentului dispunea de împuterniciri care permiteau, printr-o decizie, să scoată Partidul Comunist în afara legii. Asta a însemnat interdicția denumirii partidului, a simbolurilor, a ideologiei, a proprietăților și bunurilor, a banilor, toate fiind trecute în proprietatea statului Republica Moldova. E bine să știți că anunțam în Parlament atunci că voi întocmi un proiect de lege prin care să solicit deputaților Republicii Moldova acceptul pentru scoaterea partidului în afara legii. Potrivit însă prevederilor constituționale, unica instituție abilitată să ia o decizie din acest punct de vedere, să se pronunțe asupra constituționalității sau neconstituționalității unui partid politic, o are doar Curtea Constituțională. Și am pornit de la această premiză atunci când am alcătuit această sesizare, una temeinică care ia în considerare toate argumentele atât de uz intern constituțional cât și de uz extern, cu decizii asemănătoare care au fost luate și în cadrul altor state, cu partide corupte și supoziții de a fi în slujba unor interese a grupărilor criminale. Așadar, prezenta sesizare are ca obiect controlul constituționalității Partidului Politic Șor, înregistrat la 26 februarie 1999. Susținem că Partidul Șor militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova, fapt care contravine articolului 41.4 din Constituția Republicii Moldova.
Vă amintesc că Partidul Șor a fost constituit în baza mișcării social-politice Ravnoprave, formațiune înființată în anul 1998, iar în septembrie 2016 acest partid și-a schimbat denumirea în Partidul Politic Șor, decizia fiind adoptată la ceva timp după alegerea lui Ilan Șor în calitate de primar al orașului Orhei. În activitatea sa, partidul a admis o serie de încălcări a legislației prin coruperea alegătorilor, implicarea persoanelor străine în campanie electorală, finanțare ilegală și alte acțiuni criminale care sunt contrare pluralismului politic, a principiului statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova. În mod explicit, este vorba de trei capete de acuzare grave care ne dau motivul ca la acest moment să considerăm Partidul Șor unul neconstituțional și pasibil de a fi scos în afara legii. 1. Încălcarea sistematică a legislației electorale a Republicii Moldova de către Partidul Politic Șor. Invocăm aici doar cazurile de mare rezonanță, cum ar fi hotărârea Curții de Apel din 21 octombrie 2016 privind anularea înregistrării candidatului Ina Popenco la funcția de președinte al Republicii Moldova atunci când concurentul electoral în cadrul campaniei a utilizat mijloace bănești nedeclarate, fapt confirmat de însăși reprezentantul testatarului și care arată folosirea cardurilor de membru, deci al SC Melitax Group SRL, acestea fiind achitate de societatea cu răspundere limitate magazinii sociale în cuantum de 25.000 de lei, sumă care nu a fost inclusă în raportul financiar. În susținerea acestor chestiuni au fost probe video și foto anexate. Al doilea caz, din 11 mai 2018, atunci când judecătoria sediului centru a cerut anularea înregistrării candidatei Regina Apostolova în calitate de candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău, când s-a constatat finanțarea indirectă și utilizarea de către concurentul electoral Regina Apostolova a mijloacelor bănești din străinătate în suma de 200.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile locale din 20 mai 2018 în funcția de primar general al municipiului Chișinău și faptul implicării în acțiuni de agitație electorală a unei persoane care nu era cetățean al Republicii Moldova. 3. Mai recent, este decizia Consiliului Civil Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție din 13 martie 2020 privind anularea înregistrării concurentului electoral al Partidului Șor, Vitalii Balinski, candidat pe circunscripția electorală unui nominal 38 Hâncești. Instanța a reținut faptul transportării organizate alegătorilor în municipiul Bălți și îndemnarea persoanelor să voteze pentru candidatul Partidului Politic Șor, fapt confirmat prin cumulul probelor administrate la dosar. S-a constatat că transportarea alegătorilor din circumscripția electorală uninominală Hâncești 38 în municipiul Orhei a fost organizată de Asociația Obștească pentru Orhei, care este afiliată Partidului Politic Șor. Al doilea cap de acuzație care stă la temeiul acestei sesizări este coruperea sistematică a alegătorilor din partea Partidului Politic Șor. În 2015, după ce a fost ales primar al municipiului Orhei, Ilan Șor, președintele partidului, a deschis primele 4 magazine sociale în Orhei, iar în timpul campaniei electorale din toamna anului 2016, dar și în lunile următoare, proiectul a fost extins în mai multe orașe din Republica Moldova.
primele patru în 2015, după aproape un an, la 20 octombrie 2016, în plină campanie electorală, candidata Partidului Șor la prezidențiale, Ina Popenco, a inaugurat cel de-al cincilea magazin social la Orhei. În aceeași zi, Comisia Electorală Centrală a solicitat Curții de Apel Chișinău excluderea Inei Popenco din cursa prezidențială pe motiv că a folosit surse financiare nedeclarate în electorală și că a participat la coruperea alegătorilor atunci când a împărțit carduri sociale pensionarilor din Chișinău, care urmau să devină beneficiare primului magazin social pe care să fie deschis în capital. Țin să vă explic că de la magazinele sociale deschise de partidul politic Șor, numite Mereșor, pot face cumpărături doar pensionarii, invalizii și veteranii, nu toți însă, ci doar cei care dețin așa numitele carduri sociale eliberate de partidul politic Șor. Pentru a intra în posesia acestor carduri, pensionarii trebuie mai întâi să se înregistreze având asupra lor buletinul de identitate și carnetul de pensionar, veteran sau invalid. După ce sunt înregistrați, pensionarii primesc carduri sociale cu semnele partidului politic Șor și un număr unic al beneficiarului. Magazinele sociale SRL, firma care deține magazinele Mereșor, cel puțin cele din Chișinău, a fost fondată în octombrie 2016, în timpul campaniei prezidențiale, de către Asociația Obștească pentru Orhei, condusă de Ilona Șor, mama vitregă a lui Ilan Șor. În acest context, reiterăm că acțiunile partidului politic Șor vin în contradicție cu normele legale ale Republicii Moldova și cele internaționale pe care le-am invocat în această sesizare. Și acest lucru militează împotriva principiului statului de drept. Ori prezența chiar pe site-ul oficial al partidului a unui rețele de magazine sociale care practică activitate comercială și pe care partidul politic Șor și-o asumă în totalitate ca pe o activitate proprie, contravine scopului principal pe care îl are un partid politic în societate. Mai mult, aceste acțiuni au menirea de a corupe alegătorul și au fost constatate prin hotărâri judecătorești definitive. Și în sfârșit, cel de-al treilea cap de acuzație, cel mai grav, acuzarea conducerii partidului și a altor membri de comiterea unor infracțiuni de corupție. Ilan Șor, președintele partidului politic Șor, a fost primul deputat din actualul legislativ, căruia i-a fost ridicată imunitatea parlamentară. Decizia a fost luată la 15 august 2019 în temeiul solicitării procurorului general interimar Dumitru Roibu, acesta fiind cercetat într-un dosar penal deschis pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, delapidarea averii străine și spălare de bani, dosar care ulterior a fost conexat la cauza penală ce vizează devalizarea sistemului bancar prin sustragerea mijloacelor proprii în proporții, mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din activele băncii de economii, băncii sociale și Unibank și comiterea altor fapte penale în scopul realizării intereselor personale și de grup. După cum vă aduceți aminte, imediat după lucrurile care s-au întâmplat în Parlament, în vara anului 2019, Ilan Șor a reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova înainte de a fi ridicată imunitatea parlamentară. Liderul partidului Șor a fugit din Republica Moldova, deși avea interdicție de a o părăsi. În consecință, procuratura a pornit alt dosar penal pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat de către parlamentar. După ce a reușit să fugă din țară, magistrații Curții de Apel Cahul au emis un mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor, acesta fiind anunțat în căutare. Decizia instanței a venit după ce inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, unde de aproape 3 ani are loc examinarea dosarului, în care acesta a fost condamnat în anul 2017 la 7 ani și jumătate de închisoare pentru excrocherie și spălare de bani. Acum recent,
La 20 martie 2021, Comisia Juridică Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova s-a întrunit în ședință pentru a examina cererile înaintate de Procurorul General Alexandru Stoianoglu privind ridicarea imunității parlamentare a doi deputați din Partidul Șor, domnul Petru Jardan și domnul Denis Ulanov, cercetați în dosarul fraudei bancare pentru escrocherie și spălare de bani. Denis Ulanov și Petru Jardan sunt deputați din partea Partidului Șor. Anterior, unul dintre ei l-a apărat pe deputatul fugar Ilan Șor în dosarul în care acesta era judecat pentru implicarea în fraudă bancară, iar altul a administrat una din cele mai importante companii afiliate lui Șor, Avia Invest, cea care gestionează aeroportul internațional Chișinău. La 22 martie 2021, deputații Petru Jardan și Denis Ulanov au rămas fără imunitate, iar la scurt timp au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit Procuraturii Generale, Petru Jardan este cercetat pentru abuz de serviciu în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, aflată în perioada concesionării. Deputatul a administrat anterior una din cele mai importante companii din care aparținea lui Ilan Șor, Avia Invest, și care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract semnat în condiții suspecte cu Guvernul Republicii Moldova. Domnul Denis Ulanov, avocatul lui Ilan Șor în dosarul în care acesta este judecat pentru implicarea în frauda bancară, este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani în același dosar al fraudei bancare. Mai mult decât atât, conform cererilor 1734 și 1735 din 19 martie 2021, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov, Procurorul General Alexandru Stoianoglu a menționat că deputații ar face parte dintr-un grup criminal condus de președintele partidului politic Ilan Șor. Astfel, prieteni, susținem că toate circunstanțele menționate mai sus justifică declararea partidului Șor ca fiind neconstituțional, deoarece există o bănuială rezonabilă că partidul reprezintă interesele grupului criminal Șor, iar prin aceste acțiuni se militează împotriva pluralismului de stat politic, a principiului statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Țin să amintesc că în diferite circunstanțe șeful misiunii diplomatice a Uniunii Europene și alți diplomați au consemnat complicitatea lui Ilan Șor și a partidului său la marele fraude bancare, menționând expres caracterul criminal al acestui partid, lucru reconfirmat și recent prin declarațiile lui Peter Mihalco, susținut în acest demers de 25 de ambasadori ai Uniunii Europene și altor state din Republica Moldova. Prin prezenta sesizare, solicităm Curții Constituționale 1 declararea sesizării ca fiind admisibilă, 2. Emiterea unei hotărâri privind declararea partidului Șor înregistrat cu numărul 21 la 26 februarie 1999 ca fiind neconstituțional. Eu am venit în acest Parlament trimis la 24 februarie 2019 de către votanții blocului Acum, a căror scop și a căror credință era că noi împreună vom reuși înlăturarea acestui trinom care a pus în genunchi Republica Moldova, Plahotniuc, Dodon, Șor. Mi-am urmat cu fidelitate acest angajament față de cetățenii Republicii Moldova. Am fost cel care am inițiat în octombrie 2019 comisia privind investigarea acțiunilor de trădare de patrie din partea lui Igor Dodon,
Lucru care cu regret la acel moment din considerentele de comoditate a componentelor blocului n-a fost susținut și consider că asemenea aplicări, în cazul în care justiția nu-și va face treaba, urmează a fi aplicate și Partidului Socialiștilor, a căror complicitate la multiplele dosare Bahamas și Culiocu sunt evidente, dar și a altor componente a partidelor și fracțiunilor parlamentare care au derivat din Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc. Astăzi vin pe această linie de continuitate în urma angajamentului asumat în Parlament la 22 martie și în condițiile în care instituțiile de justiție ale Republicii Moldova și Procuratura sunt în totalitate prăbușite, fac această sesizare la Curtea Constituțională într-un ultim efort de a aduce normalitatea în democrația din Republica Moldova, în principiile statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Să aveți o zi bună! Thank you.